Capitolul 19 Când privește înainte, fără a privi înapoi. Mumă nu știa cât timp trecuse. Ornicul din turn bătea uneori, dar mă abia dacă l-auzea. Căldura nu-i revenea în trupul înghețat decât foarte încet. Se simțea ca paralizată și nu era în stare să ia nicio hotărâre. Oare să se întoarcă acasă la vechiul anfiteatru și să se culce? Acum orice speranță pentru ea și pentru prietenii ei se pierduse pentru totdeauna. Căci deci acum înțelese că niciodată nu va mai fi bine. Niciodată. Se mai adăuga și teama pentru Casiopea. Ce se va întâmpla dacă domnii cenușii o vor găsi într-adevăr? Momo început să-și aducă amară învinuire că pomenise despre Casiopea. Fusese însă atât de amețită, încât nici nu a apucat să se gândească mai bine. Poate că totuși încerca să se consoleze, momo, ca să si o pe ajuns de mult la maestro ora. Da, să sperăm că nu mă mai caută. Ar fi un noroc pentru ea și pentru mine. În clipa aceea, ceva i-a ușor piciorul gol. Momo se sperie și se aplecă încet pentru a vedea ce era. În fața ei și de broasca țestoasă. În întuneric începură să licărească literele. Sunt iar aici. Fără să mai stea pe gânduri, o apucă și o vârâ sub surtuc. Apoi se ridică, ascultă și scrută întunericul din jur, temându-se că domnii cenușii ar mai putea fi prin apropiere. Totul rămase însă liniștit. Sub surtuc Casiopea dădea violent din picioare, căutând să se elibereze. Momo o ținea strâns lipită de ea, dar privind înăuntru și șopti. Te rog, stai liniștită. Cei cu aiurea la asta? Scria cu litere strălucitoare pe carapace. Nu trebuie să fii văzută, șopti Momo. Acum apurură pe spinarea broaștei țestoase cuvintele. Nu te bucuri deloc? Ba da, spuse mama aproape hotind de plâns. Ba da, Casiopea, foarte mult. Apoi o sărută de mai multe ori pe nas. Literele de pe spinarea broaștei erau evident îmbujorate când a apărut răspunsul Te rog foarte mult! Momo zâmbi. M-ai căutat în toată această lungă vreme? Firește! Și cum de mai găsi tocmai acum și tocmai aici? Știam dinainte. Prin urmare, reieșea că broasca țestoasă o căutase pe mumă toată vremea până acum, deși știa că nu o va găsi. În acest caz, nici n-ar fi trebuit să caute. Era din nou una din enigmele casiopei la care îți stătea mintea în loc dacă te gândeai prea mult. În orice caz, acum nu era momentul potrivit să meditezi la acea problemă. Mă povesti în șoaptă broaște țestoase cele întâmplate între timp, iar la sfârșit o întrebă Ce facem acum?" Casiopea ascultase cu atenție. Acum apurură pe care apace cuvintele. Mergem la ora." Acum?" Ei te caută peste tot. Numai aici nu sunt. N-ar fi mai înțelept să rămânem aici?" Pe spinarea brașii țestoase scria numai Știu. Mergem." Atunci vom nimeri drept în brațele lor." Nu vom întâlni pe niciunul, fu răspunsul. Ei bine, dacă știa atât de precis, firește că te puteai bizui pe ea. Momo așeză jos pe Casiopea, pe urmă se gândi însă la drumul lung și greu pe care umblase odată și dintr-o dată simți că nu mai are destulă putere pentru a-l mai parcurge. Du-te singură, Casiopea, îi spuse încetișor. eu nu mai pot și transmite maestrului ora multe salutări din partea mea. E aproape de tot, scria pe spinarea Casiopei. Momo citi și privi mirat în jur. Încetul cu încetul înțelese că se află în cartierul sărăcăcios ce părea pustiit. Din acest cartier trecuseră atunci într-o zonă diferită, cu casele albe și lumina stranie. Dacă așa stăteau lucrurile, poate că într-adevăr ar putea fi în stare să mai ajungă până la ulița nici când și la casa niciunde. Bine, spuse mamă, vin cu tine. Nu s-ar putea să te port însă în brațe ca să mergem mai repede? Nu, din păcate, era scris pe spinarea Casiopei. De ce trebuie neapărat să te tărăști tu însă pe jos? Atunci a apărut răspunsul enigmatic. Drumul e în mine. Cu aceste cuvinte, broasca testoasă se puse în mișcare, iar mama o urmă încet, încet și cu pași mici. Abia dispăruse fetița împreună cu broasca testoasă într-una din străduțele alăturate, că și început forfota în umbrele întunecate ale caselor din jurul pieții. Se auzi și un foșnet pârâitor ca un fel de chicotit mut. Erau domnice nușii care pândiseră și ascultaseră din umbră toată scena. O parte din ei rămâseseră locului pentru a spiona fetița. Fuseseră nevoi să aștepte multă vreme, dar nici ei nu bănuiseră că așteptarea lor va fi încunată de un asemenea succes, întrecând toate așteptările lor. Uitați-vă cum pleacă! Să punem mâna pe ele? În niciun caz, șușotie altă voce, le lăsăm să plece. Cum așa? Trebuie să prindem broasca țestoasă, cu orice preț! Așa ni s-a spus. Exact. Și pentru ce avem nevoie de ea? Pentru a ne conduce la ora. În tocmai. E ceea ce face chiar acum. Nici nu avem nevoie să o silim. O face de bună voie, chiar dacă nu intenționat. Din nou adie un chicotit mut printre umbrele întunecate din jurul pieții. Înștiințați imediat toți agenții din oraș. Căutarea poate înceta. Cu toții să ni se alăture nouă. Totuși, cu cea mai mare băgare de seamă, domnilor, nimeni dintre noi să nu le taie drumul. Ați auzit? Nimeni! Pretutinde să aibă cale liberă. Nu trebuie să întâlnească pe niciunul dintre noi. Iar acum, domnilor, să urmărim în liniște pe cele două călăuze ale noastre, din fericire lipsite de orice bănuială. Așa se făcu că Momo și Casiopea, într-adevăr, nu întâlneau în cale pe niciunul din urmăritorilor. Căci, Oriunde își îndreptau pașii, următorii le ocoleau și dispăreau la timp pentru a-li se alătura cu regilor lor în spatele fetiței și al broaștei țestoase. Un cortegiu mereu crescând de domn cenușii, ascunși pe după ziduri și colțuri de case, urmărea fără zgomot drumul celor două fugare. Momo era atât de obosită cum nu mai fusese niciodată în viața ei. Uneori credea că în momentul următor va cădea și va adormi. Pe urmă se mai străduia însă să mai facă în un pas și încă unul. Și atunci se simțea puțin mai bine pentru foarte scurtă vreme. Numai dacă broasca țestoasă nu s-ar fi târât atât de îngrozitor de încet. Dar nu se putea schimba cu nimic acest fapt. Momo nu mai privea nici la dreapta și nici la stânga. Și numai la propriile ei picioare și la casiopeia. Îi se părea că trecuse o veșnicie până când observă că strada de sub picioarele ei se luminează. Omul își ridică ploapele ce îi se grele ca plumbul și îi privi în jur. Da, ajunse în sfârșit în acel cartier al orașului unde se răspândea lumina ce nu era nici revărsatul zorilor și nici amurgul și unde toate umbrele se îndreptau în direcții diferite. Casele cu ferestrele negre se înălțau orbitor de albe și inaccesibile, iar acel monument ciudat, nereprezentând altceva decât un ou uriaș pe un soclu de piatră neagră, era tot acolo. Momo prinse curaj căci acum nu mai putea trece prea multă vreme până ce vor fi ajuns la maestru ora. Te rog, îi spuse Cassiope, nu putem merge puțin mai repede? Cu cât mai încet, cu atât mai repede, fu răspunsul proaștii țestoase. Se tăra mai departe, parcă și mai încet decât înainte, iar Momo își dădu seama, la fel ca data trecută, că aici înaintau mai repede, tocmai datorită mersului încet. Era ca și cum strada le lunecă sub picioare cu atât mai repede, cu cât mergeau mai încet. Căci acesta era secretul cartierului alb al orașului. Cu cât pășeai mai încet, cu atât mai repede te mișcai din loc, iar cu cât te grăbeai mai tare, cu atât mai încet înaintai. Era un lucru pe care domnii cenușii nu, nu știu să era atunci când urmăreau cu trei automobile pe mamă. Astfel le scăpase mamă. Atunci, acum lucrurile stăteau însă altfel, căci acum niciunul nu voia să ajungă din urmă pe fetița cu broasca ețestoasă. Acum le urmau pe amândouă la fel de încet precum mergeau și ele. Așadar, descoperiseră și acest secret. În urma celor două fugare, străzile albe se umpleau încetul cu încetul de oastea domnilor cenușii. Deoarece și ea aflaseră acum cum trebuiau să se miște aici, mergeau chiar ceva mai încet decât broasca țestoasă apropiindu-se astfel tot mai mult. Era ca o întrecere de alergare inversă, o cursă a încetinelii. Drumul ducea cruciși și curmeziși prin străzile de vis, pătrunzând tot mai adânc în interiorul cartierului alb al orașului. În cele din urmă a fost atins colțul uliței nici când. Casiopea cotise și alerga spre casa niciunde. Momo și-a că în această străduță nu putuse înainta până ce nu se întoarse și merse de-a îndărătelea. De aceea a făcut și acum la fel. Inima era cât pe aici să se oprească de spaimă. Ca un zid cenușiu și umblător se apropiau hoții de timp, unul lângă altul umplând întreaga lățime a străzii, un șir după altul cât vedeai cu ochii. Momo scoase un țipă, dar nu fu în stare să-și audă propriul glas. Alerga de îndărătele pe strada nici când cu ochii larg holbați spre oastea domnilor cenușii ce o urmăreau, Acum se petrecu din nou ceva ciudat. Când primii urmăritori încercară să pătrundă în strada nici când, se destrămară efectiv în neant, în fața ochilor lui Momo. Mai întâi dispăreau mâinile lor întinse înainte, apoi picioarele și trupurile, iar la sfârșit și obrazurile pe care se vedeau expresie surprinsă și îngrozită. Momo nu fusese singura care observase ce se petrece, ci firește și ce domn cenușii ce se îmbulzeau în urma celor din tâi veniți. Cei din față se propteau împotriva mulțimii celor ce urmau și pentru moment se produse un fel de încăierare între ei. Momul le vedea fețele furioase și pumni ridicați amenințător. Niciunul nu îndrăzni însă să o urmărească mai departe. Pe urmă, momul ajunse în sfârșit la casa niciunde. Poarta cea mare și grea din metal verde se deschise. Momo se repezi înăuntru, fugi prin gangul cu statuile de piatră, deschise ușa micuță din celălalt capăt, se strecură prin ea, alergă prin sala cu nenumăratele ceasuri spre o dăiță dintre pendurile cu picior, se trânti pe canapea o gingașă și-și ascunse obrazul sub o pernă pentru a nu mai auzi și vedea nimic.